Potrivit unui comunicat al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale, datat 3 iulie, circulația pe Transalpina este deschisă doar între localitățile Bengești și Rânca. Restul de drum din DN67C, cuprins între Rânca și Sebeș, pe o porțiune de peste 110 km, se închide pe toată perioada anului. Din cauza nefinalizării lucrărilor de construcție și a imposibilității asigurării condițiilor de siguranță a traficului rutier, se arată în comunicat. Ca atare, de luni, la ieșirea din Petrești spre Sășciori, a apărut un semn de drum închis. Măsura afecta serios activitățile din zona comunelor Șugac și Sășciori și e considerată aberantă de oamenii locului. Am convocat azi ședința Consiliului Local al Comunei Șugac, ședință de îndată, deoarece să protestăm și să ne exprimăm nemulțumirea și mâhnirea pentru închiderea DN67C Bengești-Sebeș. O măsură, părerea mea, abuziv luată de către conducerea CNADR. Acest drum se poate circula pe el până la Rânca, s-a circulat de 3 ani de zile în continuu, nu văd de ce la această oră o trebuie să închidă acest drum. Sunt afectați agenții economici pe raza Comunei Șugac, Sășciori, județul Sibiu și până în Vâlcea. Un drum închis în urma unei decizii a CNADR-ului, ca fiind un drum nepracticabil, plin de pericole. Dorim să anunțăm prin protestul nostru că acest drum este practicabil. De 2 ani de zile turiștii circulă pe drumul ăsta fără a fi accidente, fără a fi, pot să zic că niciun accident nu a fost, nu? Pe Transalpina nu a fost niciun accident și ne vedem nevoiți să protestăm pentru că efectiv ne închideți afacerile. Ne închideți afacerile din cauza că turiștii nu vin aici. Și vreau să mai spun ceva, nici oamenii care locuiesc aici în satele astea. Deci ei nu poate nici măcar să vină în Sebeș, să vină din Sebeș la casele lor, copiii nu poate să facă naveta la școală. Suntem blocați, efectiv blocați. În urma unei decizii, spun eu, total, să fiu corect, cretine. Suntem foarte afectați. Dacă vedeți, în față avem un centru de informare turistică care acum 2 săptămâni proprietarii de pensiune au pus suflet și au deschis acest centru fără să fim ajutați de alte instituții locale sau județene. Acum suferim pe tema asta pentru că turiștii nu sunt, turiștii ne sună în continuare și spun că își anulează rezervările. Deci fiind un agent economic, vă dați seama, avem angajați, nu ne putem plăti angajații, nu putem practic să ne plătim taxele către stat și ca să un alt aspect pentru mine foarte important, noi plătim o taxă de utilizare drum în fiecare an, care este o sumă foarte mare. Ori, dacă drumul este închis, turiști nu avem, îi întreb de unde să plătim? Cum văd ei situația sau când s-a luat această decizie? Chiar nu s-au gândit la noi, chiar nu și-au pus problema, mai închidem drumul. Dar ca și consecință, ce urmează după? Nimeni nu și-a pus problema asta, e foarte ușor să iei așa o decizie, închidem drumul, ne spălăm pe mâini și gata. Fără să te gândești la consecințe. Administrațiile locale din Sășciori și Șugac au trimis pe adresa prefecturii și a parlamentarilor de Alba un apel pentru redeschiderea drumului național 67C. Apel pentru deschiderea DN67C. Printr-un mesaj unilateral, CNADR pune întreaga responsabilitate pe umerii cetățenilor care tranzitează Transalpina, apreciind că aceștia sunt obligați să-și asume atât riscul unor accidente grave, cât și cel al sancțiunilor rutiere, incluzând de aici suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 60 de zile. Denunțăm public gestul CNADR de a-i obliga pe cetățeni să plătească polița propriei sale incompetențe în gestionarea unei probleme pe care noi o considerăm una de interes național. În numele cetățenilor din Comuna Sășciori, cerem să ne fie redat dreptul de a circula pe drumul de acces, care este semnalizat, și care a fost întotdeauna utilizat în ultimii ani, în ultima sută de ani. Apelul a fost preluat de deputatul liberal Dan Coriolan Simedru, membru în Comisia pentru Transporturi a Legislativului. Parlamentarul e la unison cu locuitorii Văii Sebeșului. Eu m-aș bucura să reușim prin demersul nostru, atât administrația locală cât și eu ca și parlamentar, demers pe care o să-l facem eu la Comisia pentru Transporturi din care fac parte în Parlamentul României, bineînțeles, administrația locală
la prefectură și la Consiliul Județean să redeschidem acest drum care, după cum se vede și pot să-l vadă și telespectatorii dumneavoastră, este un drum în perfectă stare de funcționare, nici vorba, așa cum se spune în comunicatul CNADR-ului, că nu ar avea semnalizări rutiere. Bineînțeles că există, ca și orice drum aflat încă în lucru, porțiuni unde trebuie să fie redusă viteza, porțiuni care se mai lucrează la ele, dar asta nu înseamnă că este un motiv ca acest drum să fie închis. Subprefectul Cornel Murg ne-a dat astăzi o veste bună. De aseară, de la ora 19, lucrurile au intrat pe făgașul normal. Reprezentanții CNADNR și ai Poliției Județene s-au deplasat ieri la fața locului și au deschis Transalpina pe tronsonul Sebeș-Obârșii al Otrului, iar semnul drum închis a fost înlocuit cu un altul care atenționează că drumul este în lucru.